Numele meu este Adriana Popoiu și fac parte din echipa Biroului de Programe Europene. Aici vă invităm pentru a afla mai multe detalii despre programele de burse europene pe care le puteți accesa în calitate de studenți a Universității Danubius. Programul Erasmus Plus vă oferă șansa de a studia un semestru sau un an universitar într-o altă universitate parteneră din Europa. Puteți alege țări precum Franța, Italia, Slovenia, Polonia, Letonia, Grecia, Turcia, iar lista partenerilor este permanent deschisă către noi țări și universități partenere. În curând, mobilitățile Erasmus Plus vor putea fi derulate nu doar în Europa, ci în țări din întreaga lume. Tot prin intermediul programului Erasmus Plus, puteți dobândi experiență profesională internațională prin stagiile de practică derulate într-o întreprindere sau alt loc de muncă relevant. Durata stagiilor de practică este de la 2 luni și până la un an întreg. Aceste stagii pot fi derulate atât de studenți, cât și de absolvenții danubieni, în primul an de la absolvirea facultății. Pe durata mobilității Erasmus Plus, veți primi un grant de 500 de euro pe lună pentru mobilitățile de studiu și 700 de euro pe lună pentru stagiile de practică. Un alt program de mobilități derulat de Danubius este programul SEE, finanțat prin mecanismul financiar al Spațiului Economic European. Prin programul SEE pot fi derulate mobilități în Norvegia, Islanda și Liechtenstein. De ce să participați în programele de mobilități? Beneficiile sunt numeroase. Credem că mobilitățile contribuie la dezvoltarea personală și profesională, la dezvoltarea competențelor într-un cadru internațional și la recunoașterea acestora. Veți aprofunda limbile străine, veți descoperi culturi și țări noi, veți lega noi prietenii, veți comunica mai bine și vă veți construi un CV valoros. Vă dorim un an universitar cu experiențe internaționale de succes! În contextul creării spațiului european al învățământului superior și al cercetării, consilierea academică și orientarea în carieră a studenților reprezintă un obiectiv major al Universității Danubius. Misiunea Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră o reprezintă optimizarea dezvoltării profesionale și personale a studenților Universității Danubius, a absolvenților și a personalului care își desfășoară activitatea în cadrul Universității Danubius prin activități de informare, consiliere, coaching și orientare profesională. Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră contribuie la consilierea studenților cu privire la dezvoltarea traseului educațional propriu în funcție de aptitudinile și aspirațiile fiecarei persoane, încurajarea participării studenților la vizite de studiu și stagii de practică în vederea îmbunătățirii cunoștințelor de specialitate acumulate, facilitarea integrării socioprofesionale a tinerilor absolvenți și concentrarea acestora la dinamica pieței locurilor de muncă interne și internaționale și eficientizarea activității didactice prin sprijinirea creșterii personale și profesionale a personalului Universității Danubius. În prezent, Universitatea Danubius din Galați desfășoară în calitate de beneficiar 4 proiecte finanțate prin programul operațional sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, în cadrul cărora studenții vor beneficia de servicii de consiliere și orientare profesională, care vor permite o decizie informată cu privire la continuarea studiilor sau dobândirea unui loc de muncă, precum și desfășurarea de stagii de practică ca activitate suport pentru serviciile de consiliere și orientare profesională. Dragi boboci și studenți, mă numesc Mihai Hahui și în calitatea mea de președinte al Ligii Studenților vreau să vă povestesc puțin despre organizația noastră. Liga Studenților se adresează vouă, studenților danubieni, care urmăriți dezvoltarea și valorificarea propriului potențial alături de o echipă de studenți inimoși și cu obiective mărețe. Vă așteptăm să vă înscrieți în Liga Studenților, unde veți fi provocați zilnic, unde veți avea șansa să lucrați atât cu studenții, cât și cu profesorii, unde împreună vom realiza evenimente, proiecte și tot felul de activități. Aici, la Liga Studenților, împreună ne vom dezvolta competențele manageriale și pe cele organizatorice. Așadar, vă aștept la sediul Ligii Studenților să faceți parte din cea mai tare echipă de studenți.
Universitatea Danubius a înțeles nevoia de mobilitate și de acces permanent la informație și resursele educaționale. Astfel, în urma identificării transformărilor din sistemul de învățământ, orientat către noile mijloace specifice societății digitale, a dezvoltat și implementat Danubius Online, care este un portal de învățământ și colaborare. Prin intermediul Danubius Online, indiferent de locul unde vă aflați, vă puteți aloca și gestiona timpul dedicat studiului în funcție de celelalte preocupări cotidiene. Statutul de salariat nu mai reprezintă un impediment pentru participarea activă prin intermediul Danubius Online la activitățile educaționale. Nu trebuie să vă mai faceți probleme cu privire la faptul că nu aveți cu cine lăsa copilul acasă, deoarece puteți interacționa online și vă puteți îndeplini sarcinile de învățare fără să trebuiască să vă deplasați. Danubius Online vă permite învățarea în acord cu nevoile, stilul și ritmul dumneavoastră, în special dacă sunteți înmatriculat la programe ID sau FERE, pentru care învățarea nu se bazează pe prezența la activitățile tradiționale de curs și seminar. Pentru fiecare disciplină este implementat pe platformă câte un curs online. Rolul platformei Danubius Online este acela de a asigura accesul la toate aceste site-uri de curs și la resursele de studiu postate în cadrul fiecărui site, de a susține și facilita comunicarea student-cadru didactic sau student-student. Astfel, prin intermediul platformei Danubius Online, puteți transmite cadrelor didactice temele pe care le aveți de rezolvat, puteți susține testele de autoevaluare și să aflați astfel care este nivelul instruirii dumneavoastră, puteți transmite și primi mesaje de la colegi sau profesori, puteți comunica pe chat cu colegii sau puteți afla notele obținute la componentele de evaluare specifice fiecărei discipline. Vă doresc cât mai multe clicuri în Danubius Online!